Un milion de kilometri. Aceasta este cifra indicată de bordul unei ambulanțe din dotarea Serviciului Județean Mehedinți. Și cum în viitorul apropiat nu par să existe șanse ca unitatea să fie dotată cu auto speciale noi, aceasta este încă nuz. În parcul auto al serviciului sunt 50 de ambulanțe, dar numai 44 dintre acestea funcționează efectiv. O mare parte dintre autospeciale au peste 800.000 de kilometri și depășesc cu mult 10 ani vechime. Serviciul Județean a cerut Guvernului un număr de 46 de ambulanțe noi. Când și dacă se va da curs acestei solicitări, nu se știe. Așa cum se vede, mai indică în bord la acest moment o distanță de 34.124 de kilometri, pentru că la 999.999 bordul și-a încheiat activitatea, nu poate să înregistreze peste un milion de kilometri. Deci la un milion mai adunăm 34.000 cât are la acest moment parcurs. Ambulanța din imagini are peste un milion de kilometri și încă deservește nevoilor cetățenilor. Are programat chiar un drum spre Câmpul Lung Moldovenesc pentru a transporta un pacient. Deși este în parcul auto al Serviciului Județean de Ambulanță de ani buni, aceasta îndeplinește încă toate condițiile de funcționare. Lângă noi sunt postate trei ambulanțe, două pentru activitatea de urgență și una din activitatea de transport. Cea din stânga mea, da, veteranul, 1.034.000 de kilometri în bord, cealaltă sărită bine de 800 și de mii. Cam ăsta este numărul de kilometri pentru ambulanțele care au fost primite în anii 2007-2009. Da? Aici am ajuns cu kilometrajul la ele. Și se apropie și restul ambulanțelor tot la fel de foarte mulți kilometri? Da, din păcate, din toată structura de parc pe care o deținem la acest moment, 60%, dacă pot să spun procentual, vreo 26 de mașini, sunt mașini care toate au peste 750.000 de kilometri la activ parcurși. Doar ultimile ambulanțe achiziționate, anii 2018-2019, când a mai fost o gură de oxigen în serviciile de ambulanță, au un parcurs undeva între 200 și 350.000 de kilometri. În cadrul parcului auto al ambulanței mehedințene sunt numeroase autospeciale care au depășit 800.000 de kilometri și care încă funcționează. Avem 55 de mașini tot parcul, dintre care 44 sunt mașini care funcționează în acest moment, la parametri optimi. Din păcate, 26 de mașini sunt mașini care au peste 800.000 de kilometri. Sunt deja destul de învechite și avem 18 mașini noi. Vorba vine mașini noi care sunt din 2019, au deja spre 200.000 de kilometri, care probabil că în următorii ani va fi nevoie să fie schimbate și ele. Am cerut să renoim tot parcul, de fapt, să renoim 40 de mașini. Am primit și de la DSU două mașini noi anul trecut, mașini care ne-au ajutat foarte mult și am mai cerut și 21 de mașini de la DSU. Guvernul pregătește acum un proiect prin care dorește să achiziționeze ambulanțe noi pentru toate serviciile de ambulanță din țară. Nu se cunoaște însă nici data exactă și nici numărul de autospeciale care vor fi alocate pe fiecare județ.